Încă o dată în comuna Cordun, așa cum v-am promis încă de la ultima noastră întâlnire cu domnul primar Adrian Ciobanu. Bună dimineața, bine ne revedem! Bună dimineața și bine ați revenit! Am promis că ne vom întoarce să discutăm mai pe larg despre fiecare proiect în parte prin care am trecut în ultima noastră discuție. Acum suntem pe o stradă, una dintre străzile la care se lucrează la rețeaua de apă și canal în comuna Cordun, nu? Sigur că da, am... La ultima discuție pe care am avut-o cu dumneavoastră am zis că stabilim să discutăm despre fiecare investiție segmentată pe infrastructură, apă, canal, adică să discutăm separat. Astăzi suntem pe strada Florilor în satul Cordun, ne apropiem cu investițiile de finalizare, cu investițiile de apă și canal la nivelul satelor Cordun și Pildești. Suntem pe o stradă, muncim, avem, cred că acum la ora actuală, aproximativ 8-9 luni de zile de când muncim în continuu la nivelul acestor două comunități, componente ale comunei. Suntem pe penultima stradă pe care trebuie să o realizez la nivelul satului Cordun. Strada are aproximativ 1 km lungime și pe toată strada Florilor sunt utilaje care lucrează la rețeaua de canalizare. Evident, nu se lucrează doar aici, asta voiam să punctez. Nu se lucrează doar aici, se lucrează pe mai multe puncte de lucru. Chiar în cursul anului trecut, cred că aveam la această investiție 8-9 puncte de lucru la nivelul comunei Cordun. Ca să înțeleagă și cei care ne urmăresc, de obicei, înainte de realizarea unui interviu, unui reportaj, stăm la discuții în afara camerei, așa că domnul primar mi-a făcut mie aici o listă cu toate proiectele legate de apă și canal în comuna Cordun, o listă destul de lunguță, vreo 9-10 puncte aici, dintre ele mai mult de jumătate sunt în stadiu, dacă nu avansat, nu aproape de finalizare, sunt în... Nu mai mult de jumătate, cred că 90% din azi la ora actuală mai am 7 km de apă și de canalizare de rețea de executat la nivelul satului Simionești. Mai sunt mici extinderi la nivelul satelor Pildești și Cordun. Foarte puțină rețea de executat, dar dumneavoastră aveți lista în față. Canalizare Cordun. În 2018 am executat un proiect la care aveam finanțare prin PNDL2. Am executat atunci, cred că, aproximativ 70% din rețeaua de canalizare la nivelul satului Cordun. Ulterior, am început un proiect de apă și canal la nivelul satului Pildești. În 2022 în 2019 am executat un proiect de extindere pe vreo 7 străzi de apă la nivelul satului Cordun. În 2022 am revenit din nou în satul Cordun, am mai făcut o extindere de canalizare și o extindere de apă în satul Cordun. M-am reîntors în satul Pildești, am făcut un sistem de gospodărire pentru rețeaua de distribuție a apei în satul Pildești. Iar în 2023 am obținut un contract mare de finanțare din punctul meu de vedere, aproape 17 milioane de lei, un proiect în valoare totală de vreo 22 de milioane de lei, pentru finalizarea în proporție de 98% a lucrărilor de apă și canal la nivelul satelor Cordun și Pildești. După aceea mai am acum la ora actuală două proiecte importante în lucru, am... Doresc ca și comuna Cordun să fie independentă din punct de vedere al alimentării cu apă și intenționez să realizez un sistem de captare a apei astfel încât să avem capacitatea la orice oră din zi și din noapte să avem suficientă apă în rețeaua de distribuție a apei potabile, astfel încât să nu fim condiționați de anumite orare și de anumite probleme cu care ne confruntăm în această zonă datorită secetei pedologice excesive. Și un ultim proiect la care îmi doresc în perioada imediat următoare, întrucât există în luna aprilie un program care va fi lansat de către Ministerul Mediului, îmi doresc să obțin finanțarea și 100% voi obține finanțarea și pentru satul Simionești și
Dacă în acest context realizez să pun în aplicare aceste două proiecte, în următorii 2-3 ani discutăm de aceste investiții la domeniul trecutului. Sunt investiții grele care creează disconfort. Suntem aici, așa cum ați menționat și pe dumneavoastră, și ați menționat dumneavoastră, pe o stradă din satul Cordun, o stradă în care aveam implementată infrastructura de gaze, infrastructura de apă, inclusiv infrastructura rutieră, o stradă asfaltată. Am aplicat soluții moderne de execuție a lucrărilor de canalizare cu foraj orizontal dirijat. Și la finalul acestei lucrări veți vedea că disconfortul și stricăciunile vor fi minime pe această stradă. Efectiv, putem spune că în momentul în care finalizăm, nu am lucrat pe această stradă pentru că nu vom crea un deranj deosebit pentru locuitorii acestei străzi. Bine, acum nu cred că se așteaptă cineva ca totul să apară peste noapte fără, nu știu, pământ, nămol, disconfort și așa mai departe. E vorba de săpat șanțuri, de introdus țevi, utilaje grele, e scomod. Am executat în toamna anului 2023 pe două străzi din Cordun cu o lungime de 1 kilometru prin acest sistem rețeaua de canalizare, iar acum în primăvara anului 2024, în momentul în care trecem pe acea stradă, pe acele străzi, cu excepția unor mici reparații care trebuie să fie executate la nivelul căminilor de canalizare, la nivelul căminilor de vizitare la sistemul, la rețeaua de canalizare, putem spune că efectiv nici nu s-a lucrat pe acea stradă. O lucrare făcută din punctul meu de vedere cu un profesionalism ridicat la acest capitol. Cum au reacționat cetățenii? Sau bine, cum reacționează cetățenii la faptul ăsta că urmează să aibă apă curentă pe toată suprafața comunei? Avem pretenția că suntem o comună europeană, ne dorim condiții de civilizație. Clar că cetățenii sunt bucuroși pentru că se realizează aceste investiții la nivelul comunității. Dar mai sunt oameni care, nu știu, poate nu s-au branșat sau nu au posibilitatea, mă gândesc, financiar vorbind? Sunt, e adevărat că sunt și situații. Am avut și proiecte care nu au vizat și branșamentele la proprietate. Sunt proiecte pe care le-am executat cam printre primele proiecte. Urmează acum, la finalul terminării acestor extinderi de rețea de apă și de canalizare, să vin cu un proiect separat și să definitivez aceste investiții la maxim, în sensul în care îmi doresc să execut și acele branșamente pentru fiecare proprietate de pe raza comunei Cordon. Am schimbat locația, n-am schimbat interlocutorul, suntem în Pildești în momentul acesta, exact, nu? Exact. Așa cum am menționat anterior, avem o lucrare amplă acum la ora actuală și avem mai multe puncte de lucruri și lucrăm, cum ați văzut anterior, și la nivelul satului Cordon și la nivelul satului Pildești. Suntem, practic, așa cum am menționat, în punctul de a finaliza această lucrare și, efectiv, mai avem câteva locații la care muncim astăzi și sperăm ca în perioada imediat următoare să finalizăm rețeaua de apă și canal la nivelul acestor comunități importante componente ale comunei. Ca să vorbim de optimism, că dumneavoastră păreți a fi optimist în perioada imediat următoare, ce înseamnă, puteți estima, 2024 finalul, începutul 2025? Sper să finalizez în cursul acestui an toate lucrările care mai trebuiesc efectuate la extinderea acestor rețele la nivelul satelor componente Cordun și Pildești. Astăzi, la momentul la care discutăm, lucrarea este executată în proporție de 70 ceva la sută, aproape de 80%. Dar sunt puțin mai rezervat în a da pronosticuri clare, întrucât întotdeauna pot apărea anumiți factori externi și anumite probleme și atunci automat sunt rezervat în a da un pronostic sigur, să zic că termin săptămâna viitoare sau în 2 săptămâni. În săptămâna viitoare s-ar putea să fie zăpadă, da, și s-ar putea ca o lună de zile să luăm pauză la această lucrare datorită vremii nefavorabile care
ar putea exista în perioada imediat următoare. Ce se întâmplă după ce se finalizează lucrările astea? Trebuie refăcute drumurile, nu la deja astăzi, la momentul actual, nu discutăm despre capitolul infrastructură rutieră, dar sunt în lucru cu proiectul tehnic care vizează asfaltarea tuturor străzilor din comuna Cordon. Despre asta vom discuta undeva vom într-un material viitor. Vom discuta într-un material viitor. Sunt în lucru cu proiectul tehnic și sper ca după finalizarea acestor lucrări să finalizăm 100% rețeaua de modernizare a străzilor din comuna Cordon. Ați auzit veștile, am văzut ce se întâmplă, am auzit ce s-a întâmplat, am auzit și ce se va întâmpla în viitor. Veți auzi mai pe larg în următorul nostru material. Deocamdată punem punct aici acestui scurt interviu. Domnule primar, vă mulțumim foarte mult pentru disponibilitate. Rămâne să ne vedem data viitoare. Vă mulțumesc și eu și vă aștept cu drag în comuna Cordon.